Elevii de la școala gimnazială numărul 1 Sfântul Gheorghe au vizitat marți detașamentul de pompieri Giurgiu. Aceștia și-au dorit să petreacă o oră alături de pompieri pentru a afla cum pot preveni situațiile de urgență, dar și pentru a-i cunoaște pe salvatori. Tehnologia asta ce-a creat, dar seamănă cu mașinile de la spălătoria auto. La mașina lui e mult mai puternică. Pompierii le-au arătat autospecialele pe care le folosesc pentru stingerea incendiilor sau pentru salvarea persoanelor implicate în diferite evenimente ce le pot pune viața în pericol. În timp ce unii dintre copii erau dornici să urce în mașini, alții învățau cum să țină furtunul pentru a stinge focul într-un timp foarte scurt. Toți au demonstrat că nu au teamă de înălțime și au urcat în autospeciala pentru intervenție și salvare din clădirile înalte. Activitatea de informare a cetățenilor este una foarte importantă pentru inspectoratul nostru și de aceea organizăm periodic acțiuni de informare preventivă pe diferite tipuri de risc. Mai mult de atât, începând cu anul 2011, la inițiativa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, fiecare zi de marți 13 este declarată Ziua Informării Preventive. Porțile detașamentului de pompieri Giurgiu s-au deschis astăzi pentru toți cei care au dorit să ne viziteze, să vadă autospecialele pe care pompierii le folosesc în misiuni și să afle mai multe informații cu privire la modul în care pot fi prevenite incendiile. Și cum cel mai ușor pot învăța din exemple, pompierii le-au vorbit despre lucrurile pe care ar putea fi tentat să le facă fără să-și dea seama de riscurile la care se expun. Pompierul Sam a participat la acțiune și le-a oferit sfaturi pentru ca ei să fie în siguranță.